Sau spunea cineva că e foarte greu în România să faci pe dos decât fac ceilalți. Dar eu aș spune, fă pe dos decât primul gând. Hai să analizăm un pic chestia asta. Pentru că primul tău gând o să vină pe baza comparației. Ce fac alții, ce nu știu ce. Și poți să folosești un sfat de al lui Charlie Munger, care este asociatul lui Warren Buffett. Charlie Munger zice așa, always invert. Always invert. Charlie Munger este un foarte mare pasionat de modele mentale. Iar modelul inversiunii, spune el, că este ceea ce te ferește de decizii proaste, pentru că iată cum funcționează psihologia percepției. O să vă rog să fiți atenți la, din punct de vedere tehnic, 30 secunde. Când tu te gândești la ceva, prima idee care îți vine în minte, ce face creierul tău cu ea? Începe să-i caute puncte de susținere. Prima idee care îți vine în minte, creierul tău zice, nu zice, băi, prima idee, sigur, e proastă, lasă-mă în pace. Creierul zice, prima idee, bă, ce idee mișto, mi-a venit mie, deci e mișto. Deci dacă mi-a venit ideea asta mie și e mișto, ia să o validez. E ca și când tu ai căutat pe Google și ai scrie, nu e așa că e bine să investești în Bitcoin, semnul întrebării, enter. Păi ce o să-ți dea Google-ul ca și căutări? O să zic că nu, nu, e o prostie. Primele articole o să fie de ce e bine să investești în Bitcoin, dacă te întreba vreodată dacă e bine, să știi că e bine și așa mai departe. Întrebare, pe ce o să dai click? O să dai click pe prima căutare care spune nu e bine să investești în Bitcoin? Nu, o să dai click pe prima căutare care spune că e bine să investești în Bitcoin. Am luat un exemplu aleatoriu, sper să nu se înțeleagă că vă spun să nu investiți în aia sau în cealaltă, că nu ăsta e domeniul meu de expertiză. Nu, e principiul de eu sunt de acord cu ideile mele, nu? Adică despre asta. Exact. Așa e că am și dreptate la ce am gândit, super. Ei, cu cât dai click mai mult pe Google sau pe în mintea ta, în cloud, îți confirmi ideile. Asta se numește confirmation bias, prejudecata confirmării. Ei, ce spune Charlie Munger? Always invert. Spune așa, când îți vine o idee, primul gând ar trebui să fie foarte interesantă idee, hai să vedem care sunt argumentele pentru care opusul ei ar putea să fie adevărat. Așa că, cine m-a mai auzit pe la mine prin cursuri, eu am o vorbă, sună așa, privit din unghiul adecvat, opusul adevărului poate fi tot adevărat. Dacă privești din unghiul potrivit, adică uitați-vă la dezbaterile de avocați. O să vedeți, vine un avocat și spune, pentru că și asta este poziția noastră. Și vine celălalt și demontează toate celelalte. Și dacă ești atent la tine, spectator, când te uiți, o zici, da mă, dreptate are ăsta avocatul ăsta, să știi că ăla e nevinovat. Vine celălalt avocat, demontează toate punctele celălalt și zici, bă, câtă dreptate are avocatul ăsta, să știi că e vinovat. Pentru că ești detașat, poți să privești ambele perspective. Deci, always invert, mai ales când vine vorba de bani. Da. Dar ăsta e un exercițiu care cred că nouă ne lipsește, adică capacitatea, pe de o parte trebuie să ai intenția de a căuta oameni sau idei sau lucruri care nu sunt de acord cu tine, da? Și asta din start e o provocare, adică mie îmi place foarte mult să urmăresc ceea ce eu numesc contrariene, adică am câteva repere, unii care nici de-al dracu nu sunt de acord cu mine, da? Ultima idee e mine, dacă eu mă duc să caut la omul ăla un articol sau un video sau mai știu eu ce, cu siguranță găsește ceva și mă dă cu capul de pereți. Bingo. Dar cu toate astea, ajută mult să vezi că sunt și oameni care nu sunt de acord. Și asta cred că ce face, iar vremurile astea sunt o dovadă foarte clară, e bine din când în când să ne mai spargem bula asta a ideilor care sunt de acord cu noi. Că suntem tentați și social media face chestia asta, să ne înconjoare de oameni care sunt de acord cu noi, care fac lucrurile cum le facem noi, care au aceleași valori și când te trezești că e unul care zice, bă, dar s-ar putea să nu fie chiar așa, atunci se creează rupturile astea, se creează conflictele, oamenii devin din ce în ce mai îndepărtați, mai radicali, da? Se vede din Statele Unite până în China, până unde vrei tu. Nu mai stăm de vorbă, nu mai e omul în stare să zică, bă, dar eu parcă nu sunt de acord cu chestia asta. Că te trezești, ori rămâi fără job, ori cine știe ce ți se întâmplă. Și ușor, ușor dezbaterea dispare și rămâne în fiecare cu povestea noastră în cap. Asta mi se pare o chestie
Așa este, Adrian, și aș da o tehnică, dacă tot suntem la capitolul ăsta, să fim un pic pragmatici. Se numește cadrul de acord. Cadrul de acord este opusul cadrului de dezacord. Cadrul de dezacord înseamnă da, dar. Da, dar înseamnă nu și ești și prost. Asta înseamnă da, dar. Dom'le, ar fi bine să investim în Bitcoin. Da, dar știi că sunt 456 de contraargumente la ce ai spus tu până acum? Puncte, puncte, băi prostule, știi? La nivel subliminal ca mesaj. De ce? Pentru că cuvântul ăsta drăguț, dar, are două conotații. Cadou, folosiți-l cu încredere ca și cadou, dar ca și conjuncție este, are un efect de eliminare sau ștergere a importanței ce s-a spus înainte. Și atunci, ăsta e un tic verbal la multă lume și modul în care se scoate este cu cadrul de acord. Și cadrul de acord are trei formulări, Tony Robbins ne spune treaba asta, de acord și, înțeleg și, respect ce ai spus și. Și observați ce se întâmplă, de acord, înțeleg și respect, transmit ideea că valorizez punctul de vedere pe care tu îl ai. Când spun și, înseamnă că punctul meu de vedere are greutate egală cu punctul tău de vedere. Sau completează ce ai spus tu, nu este complementar. Dar în orice caz nu este mai sus, mai mare, mai deștept, mai frumos. Asta se numește cadrul de acord. Este ceva ce predau în coaching, predau liderilor în training și fac în coaching cu liderii. Și anume, folosește cadrul de acord, mai ales într-o poziție de lider, poți să fii lider de opinie, dar folosește cadrul de acord. Pentru că în momentul ăla, celălalt nu mai opune rezistență. Tu ai surprins extraordinar de bine. Acea rezistență se creează pentru că nu există liant între poziția mea și poziția ta. Tu spui ceva, eu spun altceva. S-a creat deja antagonism. Uh-huh. Tu îți susții punctul de vedere, eu vin cu 7 argumente în plus ca să mi-l consolidez pe al meu. Și antagonismul devine tot mai mare. Când spui de acord și, respect și, înțeleg și. Cineva îmi spunea, bine, bine, și dacă nu-s de acord, ce să fac? Fii atent, întotdeauna poți să fii de acord cu faptul că celălalt are propria opinie. Corect. Întotdeauna. Corect. Are dreptul la propria opinie.